Salut! O operațiune simplă prin care putem înmulți florile de piatră este butășirea directă. Eu butășesc, tai elemente din planta mamă și le pun în apă la înrădăcinat sau direct în sol. Dată fiind data prezentă destul de întârziată, și anume 24 octombrie, am să pun aceste rămulele la înrădăcinat, în substrat, deci în nisip, dar de data aceasta în ghivece, pentru că trebuie să le protejez, trebuie să le bag peste noapte într-un spațiu protejat unde temperatura nu este negativă. Dacă vă interesează procedura, haideți împreună să facem câțiva butași din florile de piatră. Din rămurelele obținute la curățarea plantei, tăiem câte un butaș de 10 cm, ca acesta, și îl vom pune în substrat cu nisip. Puteți face oricâte doriți, cu mențiunea că acești butași trebuie să-i țineți în spațiu protejat până la primăvară, pentru că înrădăcinarea pe timp de iarnă nu se poate dezvolta. Eu am pus și direct în pământ, cu mențiunea că ceea ce am pus direct în pământ avea deja rădăcină formată. Dacă nu are rădăcină formată, este obligatoriu să le păstrăm în casă, într-un spațiu protejat, unde nu există temperaturi negative. Aceasta este floricica. Este o floricică foarte frumoasă, care se întinde în mod natural pe o suprafață destul de mare, dacă are loc. O plantați direct în substrat cu nisip. Veți vedea imediat cum fac și eu. Este foarte rezistentă la secetă, pentru că specia aceasta de floare, de floare de piatră, face parte din categoria plantelor suculente, deci plantelor deșertice rezistente la secetă. Am făcut aici suficienți butași pentru a umple curtea cu ei la primăvară. Sunt suficienți, nu știu, nu i-am numărat, 15-20 de butași. Floricica aceasta o puteți găsi sub denumirea de flori de piatră și la florării. Eu de acolo am luat-o, de la o florărie din aceasta stradală. Am pus-o în pământ anul trecut, acum 2 ani, pardon, și s-a înmulțit, s-a făcut foarte frumoasă. Gata, e suficient. Mergem acum să punem pământul, substratul. Așa, acum să punem substratul. Substratul este format din nisip cu pietriș, deci fără pretenții, fără să-l mai dau prin sită, doar îl adaug în vasul acesta. Are și puțin pământ, dar este important ca pământul în care sunt plantate aceste plantuțe să fie unul care se drenează foarte ușor, care nu reține apa să băltească, pentru că nu iubesc băltirea. Le-am adăugat, punem din nou nisip
îl așezăm, reîntoarcem puțin și punem și în partea aceasta la altă, după care udăm. După ce am pus substratul de nisip, le agităm bine, le scuturăm, pentru ca nisipul să pătrundă și în spațiul dintre acestea. Bun, acum suntem siguri că plantele sunt bine fixate în sol și le udăm încet și din abundență, pentru ca întreg substratul să se umezească foarte bine, pentru ca plantele să aibă aportul de apă necesar. Le-am udat, le lăsăm să se scurgă apa, după care le mutăm într-un spațiu protejat, pentru ca nopțile sunt reci și dacă vor îngheța, până să se prindă rădăcinile, plantele vor muri. Este o procedură foarte simplă pe care vă recomand să o efectuați și voi. Aceasta este floricica la mine în grădină, la colțul casei, într-un spațiu protejat de vânt și într-un substrat cu pietriș și pietre, după cum bine se vede. Rămâne înflorită tot timpul anului, așa cum vedeți, suntem în data de 24 octombrie și ea este încă înflorită.